Avem nevoie de sisteme de ventilație cu recuperare de căldură pentru a avea un aer proaspăt în casă, dar și pentru a economisi energie, însă marile provocări apar în relația dintre amenajarea din interior, estetic, funcționalitate și montarea unui astfel de sistem. Așa că hai să vedem împreună un sistem de ventilație cu recuperare descentralizat, care se îmbină foarte bine cu partea estetică a unei construcții, atât pe interior cât și pe exterior. Sistemele descentralizate de ventilare cu recuperare de căldură sunt acele sisteme compacte și mici care pot fi puse independent într-o clădire, mai ales dacă vorbim de intervenții pe clădiri existente sau dacă eventual nu-ți dorești să mai pierzi niște spațiu cu tubulaturi montate. Și ce am lângă mine acum este un sistem descentralizat certificat în standard de casă pasivă, adică este un component certificat de casă pasivă, ceea ce vă garantează mai ales vouă celor care îl cumpărați că cineva, într-un mod independent, l-a verificat, adică Institutul de Case Pasive, care este unul dintre cele mai exigente standarde de performanță energetică, și validează proprietățile de funcționare. Orice component certificat trebuie să aibă randament de cel puțin 75% pentru anumit debit de aer vehiculat, plus o serie de filtre. Sunt la Baume S2023, la standul celor de la Meltem, care sunt accesibili și în România, pe Meltem România. Și Meltem este un sistem de ventilație cu recuperare de căldură descentralizat, cu recuperator counterflow în flux continuu. Practic e ca un sistem centralizat, dar la o scară mult mai mică, mult mai compact făcut, ceea ce înseamnă că funcționează ca o unitate centralizată mare, doar că poate fi pus în mod independent pe fiecare cameră. Sistemul funcționează pe aceeași regulă, prin care printr-o gură absorbe aerul de afară, care este rece, îl bagă în casă trecându-l prin recuperator, în același timp absorbe aerul cald din casă, stoarce căldura prin nucleul de recuperare, cu acea căldură se preîncălzește aerul care vine de afară. În sistemul counterflow niciodată fluxurile de aer nu se ating sau nu se contaminează, este acea rețea de paie tangente prin care trece aerul cald versus trece aerul rece și schimbul de căldură are loc doar prin pereții nucleului de recuperare și ne ajunge aerul proaspăt de afară, preîncălzit de căldura stoarsă din aerul cald din casă, cu un randament de peste 75%. În mod specific, un astfel de sistem ajunge acum și până la 94% eficiență de recuperare. Asta înseamnă că 94% din căldura băgată de noi în casă este recuperată. Aparatele pot face și recuperare de umiditate și există în gamă modele cu schimbător de căldură entalpic. E o unitate foarte compactă, foarte mică, mult mai mică decât o fereastră, care poate fi băgată și într-un perete. Are butoanele de trepte de viteză pe laterală, treapta 1, 10 metri cubi, 30 de metri cubi, 50 de metri cubi, 70 de metri cubi și 100 de metri cubi pe boost pe 15 minute. Asta este în mod specific. Asta este filtrul de admiție, deci pe aici vine aerul rece de afară. Nu? El are, filtrul este de tip F7, poate să fie inclusiv filtru cu carbon activ și filtru pentru alergeni, de exemplu poate să rețină o bună parte din alergeni precum polen și particule fine. De aici aerul merge mai departe în recuperator. În același timp, din interior, pe aici, preluăm aerul cald din casă, cedează căldura prin recuperator și apoi el este dat afară. Asta este partea dinspre casă, partea dinspre interior. Sus aici vedem două grile, este o grilă de absorpție și o grila de admisie, adică fluxul pentru acest recuperator este așa, pe aici intră aerul din casă, pe aici este dat, este refulat aerul în casă și de fapt dacă dăm acest capac aparent, pentru că capacele, adică în casă ajungi să vezi doar atât, asta ar fi varianta de montaj fără tubulaturi, dar o să vedem imediat cum se pot adăuga tubulaturi de distribuție în casă. Aici sunt cele două grile de care menționam, capacul se poate da foarte ușor jos. El poate să vină printat și integrat în amenajarea de interior a casei. Ca să spuneam că aici e provocarea, să poți ascunzi toți porcușorii ăștia. Da, le spun porcușor pentru că, la modul sincer, de foarte multe ori m-am lovit pe partea de amenajare de interior sau de arhitectură cu tendința de a ascunde cât mai mult instalația. Și ziceam așadar că aerul din casă este absorbit pe aici. Prin acest mic labirint de plastic, practic, se separă foarte clar fluxurile. Aerul iese mai departe afară, trece prin filtru. Filtrul de aici se pune pentru a nu colmata nucleul schimbătorului de căldură. Apoi,
aerul vine de afară, trece prin recuperator, așa cum am văzut pe aici. Bucata asta de aici este blocată, de fapt noi o putem accesa pentru că putem să scoatem filtrul. Asta este la nivel de mentenanță prin casă, e foarte ușor de făcut mentenanța, deci nu trebuie să chem pe nimeni specializat. Aerul de fapt este defulat pe aici, cel care aducem în casă, trece prin acest labirint, prin cele două canale și este dat mai departe în casă. Pe exterior există diverse versiuni de grile, de admisie și de evacuare, cu diverse modele, diverse materiale, diverse texturi. O să fie grilele clasice, grile de tablă, iar pe interior există grile prefabricate cu diverse elemente de sticlă și se vede clar în spate grila de fapt. Se scoate foarte ușor, e plug and play ca să poți să o mai curezi din când în când. E important de făcut o mentenanță la sistemele de ventilație pentru că apare efectul de frecare electrostatică. Mă rog, prin frecare aerul se încarcă electrostatic și atrage praful care devine lipicios. Unitățile pot fi montate în îngrosimea peretelui sau pot fi montate inclusiv în poduri sau în spații tehnice. Bine, din acest detaliu lipsește termoizolația și etanșeitatea, de exemplu, dar fiind de dimensiuni foarte mici, el poate fi montat în diverse spații de astea mici pe care altfel le avem pierdute în casă. Se pot atașa și o serie de tubulaturi. De la cele grile de admisie și de evacuare, mă rog, de evacuare și de admisie, se pot atașa sisteme de tubulaturi prin care pot să mut grila de admisie mai sus și grila de evacuare pot să mă duc cu ea până pe tavan. Și cam asta este dimensiunea maximă cu tubulaturi, cu tot a unui astfel de sistem. Repet, el este foarte, foarte bun, mai ales în cazuri de intervenții pe clădiri existente, de renovări, de reabilitări energetice, în care poți să eviți sistemul de tubulaturi prin casă. În schimb, dacă construiești de la zero, poți să integrezi direct în grosimea peretelui, în grosimea structurii, caseta echipamentului, pentru că ea vine pre-termoizolată și vine modularizată, fie că o cumperi înainte și o înglobezi din zidire, fie că îți lași un loc ca o fereastră. Adică, efectiv, îți lași ca și golurile de fereastră în clădire, pentru că după aceea poți să montezi elementul cu elemente de etanșare ca o fereastră și peste, pe exterior, să vii să pui termoizolație suplimentară. Pentru că astăzi trăim în era hipertehnologizată, modulele pot fi comandate în trei feluri. Clasic, de la un întrerupător wireless, de unde putem să programăm cele câteva trepte de viteză la care funcționează echipamentul. El în medie funcționează pe la 50-70 de metri cub, dar are capacitate până la 100 de metri cub în varianta boost sau varianta party. Apoi mai sunt diversi senzori de CO2 sau de umiditate și se poate programa ca fiecare echipament să poată să plece în mod independent după umiditate sau după CO2. Asta înseamnă că dacă am o cameră în care am o activitate mai intensă și degaj mai multă umiditate sau mai mult dioxid de carbon, unitatea din camera respectivă pornește și ea singură pe camera respectivă poate să ventileze doar camera respectivă. Dormitorul, de exemplu, dacă nu este utilizat în acel moment, nu este ventilat la capacitate maximă, ci este ventilat la o capacitate minimă. Sau varianta a doua este cea cu o telecomandă smart, care poate fi programată să ducă până la 6 echipamente. Sau varianta a treia și mai smart, fiecare unitate se poate lega la internet, fie cablat, fie wireless, și se poate accesa prin intermediul unei aplicații care se găsește și pe Google Play și pe App Store. Se pot comanda până la 15 unități și la fiecare unitate în parte se poate vedea în timp real treapta de funcționare și se poate comanda treapta de funcționare. Unitățile mai pot veni dotate suplimentar cu niște casete pretermoizolate din polistiren care se pot îngluba din momentul zidirii. Dar o chestie foarte interesantă este că se pot cupla cu ferestre și se pot ascunde pe șpaletul ferestrelor gurile de admisie și de evacuare, pentru că dacă vorbim de case eficiente energetic, vorbim de termoizolații groase și vorbim de niște pereți foarte groși pe exterior, în care pe laterală putem să ascundem foarte ușor de pe fațadă aceste găuri. Asta înseamnă că putem să evităm să avem astfel de grile puse și expuse, de fapt puse și pe fațadă și expuse la intemperii. Fiind un sistem descentralizat, el se poate monta în mai multe configurații. Se pot monta în livinguri, în băi, în bucătării sau în dormitoare. Dacă vrem protecție mai bună, protecție fonică mai bună, atunci le putem monta, de exemplu, în bucătărie și putem să tragem aceste tubulaturi spre camerele de tip dormitor, unde avem nevoie de o performanță acustică mai bună.
Dar ce ziceam este că avantajul unui astfel de sistem vine mai ales dacă facem intervenții pe clădiri vechi și este un alt sistem și o altă metodă de a putea ventila mai ales spațiile construite, pentru că astăzi e o problemă foarte, foarte mare a fondului construit. Când am fost la conferința de case pasive acum o lună, asta era tematica principală, ce facem cu fondul construit și cum îl reabilităm energetic, pentru că este și problema de sărăcie energetică. Astăzi nu ne mai putem permite să ne încălzim cu gaz, pe de o parte că a devenit foarte scump, pe de altă parte pentru că se merge din ce în ce mai mult pe sustenabilitate. Aici la Baumes în 2023 s-a pus foarte mult accent pe independență și eficiență energetică și ventilația este un punct important. Dacă vrem să fim independenți energetic, trebuie prima oară să facem cât mai multă economie. Filtrele sunt foarte accesibile, ziceam de filtre de tip F, G sau M. F-urile sunt cele mai puternice, adică sunt cele mai fine, se pun pe admise. Există și filtre cu carbon activ care mai scot din mirosuri și astfel de filtre se schimbă de regulă cam o dată pe an, sunt undeva la câteva zeci de euro, adică consumabile, dar te ajută clar să ai un aer curat în casă. Totuși trebuie verificate măcar o dată la 6 luni și în funcție de starea de colmatare a filtrului îți dai seama dacă să le schimbi sau nu. Acest sistem este disponibil și în România. Dacă sunteți interesați de el, puteți să scrieți la info@meltem.ro. Ce puteți să obțineți suport în a alege diverse echipamente de acest fel pentru construcțiile voastre, după cum puteți să vedeți și prețurile accesibile pe piața din România. V-am salutat, am fost Marius și Vlad de la Baumese 2023. Meca construcțiilor, locul de unde am venit să documentăm pentru voi soluții de creștere a eficienței energetice a caselor voastre, pentru ca voi să puteți să locuiți mai bine.